Salutare, fan Lego! Astăzi ne uităm la un set gigantic 70840. Bine ai venit în Apocalypseburg din seria Lego Movie 2. O să fie un video mai lung pentru că avem mult de discutat, așa că puneți-vă comod cu un ceiuț și niște piese în față și hai să începem! Sunt anumite asemănări și anumite deosebiri între acest set și seria Creator Expert. Deosebirile cele mai mari vin de la forma bazei, care este neregulată și construită din plăci individuale, orientarea de 360 de grade a construcției, adică faptul că, spre deosebire de Creator Expert, acest model nu are părți care sunt destinate a fi ascunse vederii. Poate fi admirat din orice unghi, iar a treia deosebire este efectiv modelul în sine. Adică uitați-vă la el, arată complet diferit față de oricare altă clădire pe care am mai văzut-o până acum. Imediat elaborăm, până una alta, aceste diferențe înseamnă că setul nu poate fi combinat, cel puțin nu ușor, cu seturile cu care l-am comparat mai devreme, în caz că vă gândeați la asta. Construcția reprezintă un simbol clasic post-apocaliptic, statuia libertății în ruine, prăbușită pe o parte, așa cum o vedem în filme vechi, precum Planeta Maimuțelor sau toate celelalte zeci de parodii care s-au făcut pe tema asta. Având în vedere numărul de piese în set, teoretic, Welcome to Apocalypseburg ar primi premiul pentru cea mai mare reprezentare a statuii libertății în formă Lego. Înainte chiar și de setul 3450 din anul 2000, care conținea aproape 3000 de piese. Ce ziceți, se pune sau nu? Setul ăsta conține 3178 de piese și ne-a luat aproximativ 7-8 ore de lucru non-stop, fără pauze. Statuia este înconjurată de platforme, scări, containere și diverse alte rămășițe ale orașului Bricksburg, recuperate și reconvertite într-un nou adăpost pentru minifigurine. Schema de culori este mai ștearsă, un pic mai desaturată față de construcțiile colorate pe care le face Lego de obicei, culorile dominante fiind nuanțele de bej, maro și, evident, mult sand green. Cât de mult? Ia, uitați-vă și voi. Serios, deci o mare parte din valoarea setului acestuia constă în piesele pe care le conține. Vă las să vă uitați puțin pe lista de piese ca să vedeți. Sigur o să observați acolo ceva ce vă doriți. Acum, eu când am văzut setul ăsta pentru prima oară, speram că statuia se deschide așa complet, mai ales că am văzut balamalele astea pe lateral. Ele sunt însă pentru a realiza unghiurile astea ciudate. Statuia nu se deschide, în afară de cap, vedem imediat, pentru că înăuntru este tot scheletul, toată structura de rezistență a monumentului. Din acest motiv, setul e foarte robust la transport atât timp cât îl țineți de dedesubt. Dacă vă luați setul, vă recomand să citiți paragrafele introductive din instrucțiuni, pentru că povestește foarte frumos despre provocările pe care le-au înfruntat designerii care au lucrat la acest set, folosind tripleți pitagoreici, de exemplu, pentru a crea unghiurile de la interior. Vedeți că e bună și matematica dacă vrei să devii designer Lego. Ok, hai să vedem deci cu ce avem de-a face aici. Începem cu partea frontală a statuii. O să o iau pe niveluri, începând de la parter. Norocul nostru e că adăposturile pot fi deschise individual, înlăturând acoperișurile. Deci primul lucru pe care îl avem aici este Coffee Unchained. Probabil o trimitere la filmul Django Unchained și ideea de Coffee Chains. Așa mă gândesc. La interior avem două pompe de benzină refolosite ca aparate de cafea, superbă idee. După care, în vitrină, avem un șobolan proaspăt cu mirodenii și sos de canal, alături de niște cafeluțe care probabil costă câteva zeci de Lego dolari, cunoscându-l pe barista Larry, iar pe perete găsim meniul zilei. Afară, după colț, sunt, presupun, rezervoarele de cafea lampantă, după care ajungem la zona lui Surfer Dave, care acum este Drujbă Dave sau Chainsaw Dave, cum îi zic ei în film. În ciuda schimbării sale de atitudine, Dave pare încă semi-chill, așa, cu un grătar și zone de relaxare afară, inclusiv cu un parasolar care arată ca și cum ar fi fost făcut dintr-o variantă miniaturală a unui Cloud City de pe planeta Bespin, nu știu dacă aia a fost intenția. Lângă își are suportul de plăci de surf, iar alături este dubița lui de excursii la mare sau ce-a mai rămas din ea.
seamănă foarte tare cu setul 31079, numit, ce coincidență, rulota surferului. Trecând de această zonă, avem un stâlp cu indicatoare care vă arată câteva dintre zonele principale ale orașului, folosind foarte ingenios schiuri de minifigurine. Mai la dreapta avem un fel de mop, sau poate e sulița ruptă a lui Nia, plus un pește pus la păstrat, iar aici jos este locul de unde ies bebelușii de canal din film. Din păcate nu au inclus niciunul în set, dar există un pachet disponibil separat care conține doi. Acesta de aici presupun că vrea să fie un fel de cuptor sau poate doar un loc de unde să mai apară bebelușii ca un fel de tunele. Ajungem acum la ceea ce este probabil Easter egg-ul meu preferat, zona de spa. De ce îmi place atât de mult? Ei bine, aceasta toată e o secțiune dintr-un camion long nose. Se vede volanul în spate, aripile roților și pe ele poate fi zărit un cod. Atunci când căutăm pe net acest cod, găsim că aparține unui set vechi, vechi de tot din seria Model Team, de unde și literele MT, camionul uriaș din 1996. Am mai vorbit despre seria Model Team și cât de mult o admir, deci cred că e de înțeles de ce partea asta e preferata mea. Pentru cei care doresc o zi relaxantă la spa, accesoriile includ o broscuță galbenă, care probabil va fi folosită ca rățuștile acelea plutitoare de jucărie în vană. Un flacon de ulei de motor este probabil integrat aici pentru, hai să zicem, aromaterapie. Iar volanul a fost probabil reinginerit pentru a funcționa ca o supapă pentru dușul de aici, care deja face balonașe și are inclus și un burete. Roz. Următoarea clădire e mai mică și am să vă prezint în întregime acum. În primul rând avem un fast food deasupra care servește niște mâncăruri destul de hardcore, zic eu. Hot dog cu harpon, cartofi prăjiți în ulei de motor, un fel de hamburger frigăruie pe suliță, un ochi de ou pe un cuptor cu condimente lângă și evident un loc de stat jos și savurat o masă delicioasă. De remarcat că pe meniul de pe perete este inclusă și o mâncare preferată de a unuia dintre designeri, cea din mijloc, o mâncare din Regatul Unit numită Chicken Parmo. Clădirea de dedesubt este de fapt un fost tramvai sau vagon de tren folosit în Bricksburg, aparent unul care mergea spre piața centrală a orașului și iată un afiș care ne îndeamnă să vizităm orașul Ninjago. Am auzit că au probleme cu Niscaiva Garmadoni pe acolo, însă nu știu dacă m-aș duce în perioada asta anului. Aquaman văd că și-a lăsat tridentul aici, apropo. Aceasta este sala de antrenament, de fapt, a orașului și aici e încă un easter egg, sau mai degrabă o poantă în limba engleză, legată de cuvântul train și training. Primul lucru care îți sare în ochi în sală e sacul de box în formă de invadator duplo, probabil pentru a ține minifigurinele mereu alerte și pregătite să înfrunte atacatorii, așa cum ne confirmă și posterul de pe perete de altfel. Mai apoi avem o bancă cu haltere improvizate dintr-o mătură, care arată foarte comic. Mergând roată, ajungem la o secțiune care nu are vreo utilitate, e mai mult de decor, însă are un coș de basket cu sârmă ghimpată. Excelentă idee, iar lângă ea este secția de poliție a lui Bad Cop, numit aici și Scribble Cop. Interiorul este destul de auster, tipic pentru Scribble Cop de altfel, cu excepția unui perete decorat cu afișe. Puteți vedea două postere cu niște inițiale inserate acolo subtil. Cred că e încă un easter egg. J poate vine de la Justin Ramsden, designerul principal al setului, iar G, habar n-am sincer, pe lista de oameni care au lucrat la acest model nu apare nimeni cu prenume care se înceapă cu G, dar dacă știți voi, lăsați-mi în comentarii mai jos. Mai câteva afișe pe jos, iar ușa cu simbolul lui Scribble Cop arată super tare și cred că întreaga cameră poate servi și drept celulă de închisoare. Așa îmi plac girofarurile de poliție deasupra intrării, mă fac să cred că poate și clădirea asta e construită dintr-o dubă de poliție sau ceva.
Pe lateral, înainte să urcăm la etaj, vreau să vă arăt funcția inclusă în secția de poliție. Cu toții știm cât de mult îi plăcea lui Bad Cop să dea cu scaune cu orice ocazie. Ei bine, acum avem și noi ocazia asta. Cu un scaun poziționat strategic aici și o bruscă mișcare a degetului pe țeava asta de afară, funcționează excelent, chiar sare sus în aer și de cele mai multe ori sare și complet afară din clădire, arată super, super comic. Evident că pentru asta trebuie înlăturat acoperișul, dar oricum faci asta când vrei să te joci înăuntru secției, deci aici chiar totul este super. Ajungem în sfârșit la etaj, unde găsim un fel de armurerie de unde se pot echipa minifigurinele. Îmi place mult cum au folosit lamele astea de plug de zăpadă aici. Tot pe exterior este un mic balcon care dă spre interior prin această cortină deloc amenințătoare. Îmi aduce aminte foarte mult de capcanele din niște seturi ninja din trecut. Da, am zis ninja, nu Ninjago. Căutați pe net să vedeți dacă sunteți curioși, sunt super tari seturile. Ok, la interior avem diverse arme și elemente de armură, inclusiv un manechin echipat cu un scut cu inițialele Justice League și un coif de samurai cu un ghidon de bicicletă pe post de maedate. Superb! Lângă magazinul de scandal, avem frizeria făcută dintr-un container de marfă al cărui uși se deschid. Un stand de ziare lângă intrare oferă ceva de lecturat minifigurinelor până stau pe scaunul confortabil al frizerului, care le poate ori tăia părul cu flexul, ori le poate suda o freză complet nouă pe cap. Ne aștept să văd și pe asta. Exteriorul acestui nivel se continuă cu niște platforme, una dintre ele fiind chiar cartea pe care o ține statuia în mână. Mâna, la rândul ei, are degete articulate ca să-i puteți schimba ușor poziția, dacă vreți. Și avem și o cutie de marfă de vânzare, marfă de-a lui Batman, tricouri, brelocuri, șepci, totul desigur la suprapreț. Platformele duc spre al treilea nivel, unde avem adăpostul lui Lucy cu o ghirlandă de sârmă ghimpată deasupra ca să evoce un sentiment de liniște și relaxare, și două cutii poștale pe partea cealaltă. Motorașul ăsta pe care îl vedeți aici este iarăși un easter egg, și anume o trimitere la setul 76078 Hulk vs. Red Hulk, unde apare exact construcția asta cu exact stickerul ăsta. Nu știu exact care e semnificația în sinea codului, dacă știți voi, din nou, vă rog să împărtășiți jos în comentarii. Trecând de cortina de la intrare, ajungem deci în camera lui Lucy, unde avem postere pe pereți cu Emmet și Unitiți, da, așa o să zic de acum înainte, precum și un pat pe care a rămas detectorul acela pe care îl folosea ea în primul film pentru a găsi piesa de rezistență, dacă mai țineți minte. Sub pat sunt ascunse încă niște easter eggs, un poster cu Batman, un marker negru și un afiș cu formația lui Lucy, cea care a înregistrat hitul Everything is Awesome. Ce este mai interesant e ce se ascunde sub pernă. O scrisoare de la Batman. Ce se întâmplă aici? Oare Batman încă se mai gândește la Lucy? Interesant. În cealaltă parte a camerei găsim un cuier pe care puteți atârna accesorii, de exemplu fularul și tolba de săgeți a lui Lucy, plus binoclul pe care îl folosește ea la începutul filmului, se poate vedea care căsuța lui Emmet în vizor. Imediat deasupra este o zonă de unde Batman veghează peste oraș și a improvizat un gargui aici, văd că, din piese de motor și bucățele de roboți din poliția super secretă, în spatele căruia se află fotoliul extrem de comod, care chiar include în construcția sa un scaun de minifigurine, dacă vă uitați cu atenție. Absolut ingenioasă ideea asta, îmi place foarte, foarte mult. Mai este un turn de apă micuț și un megafon, iar pe exterior avem încă un easter egg, numărul de matriculare de aici, care face trimitere tot către setul cu Hulk vs. Red Hulk menționat anterior. Mai jos după colț este un mic atelier de reparații cu instrumente, masă de lucru, toate cele, sub care încă un easter egg, o parte a Batmobilului din Lego Batman Movie sau ceea ce era setul 70905 acum ceva vreme, iar lângă încă două cutii de marfă de-a lui Batman.
Tot din zona asta putem urca pe brațul statuii, trecând pe lângă o zonă mică cu un reflector, luând o mică pauză la morișca de vânt, iar mai apoi în vârf de tot lângă torță, unde găsim o simplă platformă unde Lucy poate să stea să urmărească orizontul. Îmi place foarte mult contrastul dintre verdele nisip, acel sand green, și portocaliul deschis aici, iar și mâna aceasta poate fi mișcată puțin, puțin de tot. Ultima zonă internă este chiar în creștetul capului statuii, un mic post de pândă cu o lunetă, o mică hartă care înfățișează orașul Apocalypseburg înconjurat de invadatori, precum și fostul oraș Bricksburg în depărtare, cu nava lui Sweet Mayhem acolo plutind deasupra. Pe peretele de lângă pat este un poster cu emisiunea noastră preferată despre nădragi, acum imaginată ca un reboot supărat și serios. Iar pe partea opusă, cineva și-a ținut răbojul la invadatori duplo eliminați. Se pare că avem de-a face cu un profesionist, dar oare cine e? Să vedeți și fața mai în detaliu, cu cârnații aceia verzi folosiți ca sprâncene, cu niște matematică Lego foarte bine folosită pentru a face buzele să fie la distanță, diferență de jumătate de placă înălțime, cum ar veni. Minifigurinele! Minifigurinele sunt multe și aproape toate sunt exclusive. Pe Emmet nu o să insist mult, că știm dintr-o mie de alte seturi deja, expresia alternativă e una speriată și primește o cafea de 37 de Lego dolari, pe care din păcate a trebuit să dea 40, că Larry nu avea rest. Asta e, viața în Apocalypseburg este într-adevăr un coșmar. Lucy, Wild Style, cum preferați să-i ziceți, este și ea destul de comună ca minifigurină, iar eșarfa sau fularul de la gât e o piesă care a apărut special pentru ea anul acesta, ca să încapă tolba cu săgeți de desubt. Expresia alternativă e puțin supărată, dar în afara acestor fețe, Emmet și Lucy nu sunt cu nimic diferiți față de variantele lor din seturile mai mici. În schimb, Batman. E bine, aici e un caz mai special. Batman mai apare cu armura asta într-un set Lego Movie 2, dar restul minifigurinei e mai deosebit. Observați printurile de pe brațe și faptul că are injectare multicomponent la brațe și picioare. Vedeți cum sunt făcute din două plasticuri de culori diferite, ceea ce creează liniile astea foarte curate așa între nuanțe și arată super, arată așa foarte de calitate. Armura e și ea făcută printr-un proces asemănător, pentru că ce vedeți aici sunt două tipuri diferite de substanță, nu doar culoare. Roțile sunt moi, cauciucate, dar restul armurii este plastic tare. Nu i-ar fi obligat nimeni să facă asta, dar au ales cei de la Lego și rezultatul e bestial. Batman arată cel mai tare dintre toate minifigurinele astea, după părerea mea nici nu se pune problema. Fără armură și centură puteți vedea mai bine și printurile de pe față și de pe spate. Tot din universul DC îi mai avem pe Harley Quinn și Green Lantern. Harley este în varianta ei din filmul Suicide Squad, o surpriză foarte plăcută, nu cred că se aștepta nimeni la chestia asta, cu o expresie alternativă și echipată cu bâta ei de baseball. Green Lantern s-a echipat și el corespunzător cu armură și un fel de semi-mantie făcută ferfeniță, dar cel mai mult îmi place la el expresia alternativă. Uite ce entuziasmat e săracul, mereu, mereu optimist, un pic cam ca și Emmet de altfel. Drujbă Dave și-a pierdut chill-ul de mult, man. Like, toată chestia asta cu colapsul societății a stricat vibe-ul complet. Dude, nici măcar nu mai are unde să puște bucla, să facă jazz pe sticlă. Știi ce zic, omule? Să facă surfing, fiindcă totul e deșert pe aici. Nu-i de mirare că e așa de supărat și a început să se tatueze. Primește și o drujbă. Apropo, pentru cei care nu știați, cuvântul drujbă vine din rusă și înseamnă prietenie! Deci Dave are o prietenie în mână cu care sunt sigur că își va face mulți amici noi și o față alternativă mai puțin furioasă, dar nu cu mult. Iubito, unde-mi sunt nădragii? Starul show-ului de senzație nu și-a găsit nici acum nădragii, dar măcar a făcut rost de câteva articole de îmbrăcăminte în plus ca să fie în ton cu povestea. Expresia alternativă parcă îmi spune
Nu știu cine sunteți sau unde vă aflați, nădragilor, dar vă voi găsi și îmi voi băga picioarele în voi la propriu. Apropo de faze cu Liam Neeson, Bad Cop este și el în acest set, e porecrit Scribble Cop, cum am mai menționat, din cauza feței mâzgălite. Printul acela parcă are un pic de transparență, nu știu dacă a fost intenționat, dar chiar arată ca și cum ar fi fost mâzgălit cu ceva marker care alunecă așa ușor pe suprafața piesei, nu știu, arată foarte verosimil. Fața lui mai cunoscută e pe partea cealaltă și mie personal îmi place cel mai mult costumul de polițist, motociclist, așa care îl poartă, mai ales cu printul acela pe spate, arată super tare. Larry, care lucra ca și barista înainte, și-a păstrat ocupația și e tare să urmărește așa toate schimbările subtile care au avut loc pe hainele lui, precum și cele mai puțin subtile, precum părul sau masca. Fuse are o mască de sudură care cred că va fi folositoare pentru minifigurine custom, iar sub ea se ascunde o față foarte stoică. Roxy îmi place pentru că are mult argintiu pe ea și accesoriile făcute din rotițe dințate arată foarte bine așa pe ea ca decorațiuni. Fața alternativă exprimă un fel de bucurie răutăcioasă cumva, nu știu, dar e o expresie interesantă și arată bine. Mohawk, așa cum sugerează numele, are și ea creastă, o măciucă foarte înspăimântătoare care arată ca și cum ar fi făcută dintr-o tufă și un print foarte detaliat și bun pe picioare care sugerează plăci metalice antiderapante, arată super. Scheletul robot din armurerie poate fi și el considerat ca minifigurină în set până la urmă. E interesant să avem toate piesele astea de schelet pe gri și poate cei dintre voi cu ochi de șoim au observat diverse piese de un astfel de roboschelet, să zicem, împrăștiate prin diverse locuri în Apocalypseburg. Cu ajutorul acestora mai puteți construi încă o astfel de minifigurină, deci practic setul pe cutie spune 12 minifigurine, dar sunt 14. Ok, a durat ceva cu un set așa de imens, nici mă mir, dar ca părere generală, ce îmi place mie cel mai mult la el? Setul ascunde numeroase Easter eggs, după cum ați văzut și voi, și sunt sigur că nu le-am nimerit pe toate, așa că vă trimit un fel de provocare pe lângă cele pe care le-am găsit eu, de care mai știți și voi în acest set. Lăsați-mi în comenturi acele Easter eggs pe care eu le-am ratat și poate facem o compilație cu ele, cine știe. Oare reușim să le găsim pe toate? Ce ziceți? Eu cred că putem. Apocalypseburg are o grămadă de zone unde poți pune minifigurinele să interacționeze în fel și chip. E plin de platforme și scări și trepte și niveluri. Chiar dacă arată haotic, există trasee sau culoare așa clar definite pe unde poți ajunge în toate zonele orașului. A fost bine gândit. Mormanul de minifigurine incluse adaugă culoare setului la propriu și dacă aveți și minifigurine din seria colecționabilă Lego Movie 2 sau din celelalte seturi, aici o să se integreze perfect. Mai îmi place cât de bine au reușit să sugereze că orașul e făcut din tot felul de materiale rămase în urmă după atacul Duplo. Lemn, tablă, piatră, bucăți de vehicule, tot felul de lucruri care îți aduc aminte cât de frumoasă era viața în Bricksburg înainte să fie distrus, dar cumva reușește să rămână comic și să nu o dea în drame sau să se ia prea în serios. Sunt 51 de stickere în set. 51! Aici trebuie să menționez că munca la ele a fost făcută de un designer Lego român, Paul Constantin Țurcanu, despre care puteți citi câte ceva în instrucțiunile incluse. Sunt multe chestii faine de descoperit în introducere, nu o să vă stric surpriza. Se pare că Justin Ramsden, designerul principal, a prins gustul folosirii cărămizilor roșii la interiorul construcției, așa cum a făcut și cu castelul Hogwarts, dacă mai țineți minte când v-am povestit. Poate va deveni un fel de semnătură a lui la seturile pe care le face, nu știu. În orice caz, acesta este giganticul Apocalypseburg. De mult nu am mai făcut un review așa de lung, dar la așa construcție nici nu se putea altfel. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit până aici. Setul 70840, bine ai venit în Apocalypseburg, se găsește exclusiv
în magazinele certificate Lego din țară și online pe brickdepot.ro, link mai jos în descriere. Vă urez succes în aventurile voastre prin periculosul pustiu al post-apocalipsei și până ne vedem data viitoare, spor la construit!